Bine ați venit, dragii mei abonați, la o nouă etalare, în a doua zi de Paști. Sper să petreceți frumos și cu bine. Am mai multe pachete de cărți, le voi deschide pentru voi și aș vrea să încep prin a aprinde o lumânare, așa cum procedez de obicei, pentru sănătatea celor care urmăresc această filmare. Să vi se împlinească dorințele, dragii mei, să fiți sănătoși, bucuroși. Ceea ce vă propuneți să vi se împlinească, să realizați, da? Avem așa, avem acest oracol al trandafirilor, Oracle Rose, da? Apoi avem de asemenea niște carduri de înțelepciune. Am zis că în primele două zile de Paști să nu folosesc tarotul, dragii mei, din respect pentru divinitate și începând de miercuri o să am, pe 19 o să fie din nou tarotul. Și de asemenea mesaje de la zodii, pentru că voi cu siguranță în aceste zile mai libere vă gândiți, vă întâlniți, sunt persoane care se gândesc la voi și atunci să fac o punte între voi și cei la care vă gândiți sau cei care se gândesc la dumneavoastră. Dacă sunteți de acord, am să încep cu Zodia Berbec, notând timpul. Și, dragii mei berbeci, să vedem care sunt mesajele pentru voi din partea acestui oracol, de exemplu. Un moment, că am impresia că este o carte întoarsă. Așa. Sunt câteva cărți întoarse, n-am fost atentă și aș vrea să le pun, să le aranjez frumos. Așa. Hai să vedem, dragii mei, ce părere au cărțile din acest oracol al trandafirilor. Pentru Zodia Berbec, dragile doamne și dragii domni din Berbec, am să procedez așa. Pentru marți, 18 aprilie, este o reîntoarcere. O reîntoarcere a cuiva, o împăcare. Aici spune că este o nouă poveste care începe. Cineva se întoarce, cineva vrea să vă împăcați și tu vei decide. Tu vei decide, tu vei alinia lucrurile și tu vei face ca împăcarea aceasta să aibă loc. Da, vine cineva spre voi. Dacă este cineva nou, este cunoscut din altă viață sau strămoșii voștri s-au întâlnit. Ce frumos, e întoarcerea, da? Mesajul pentru berbeci. Hai să vedem în continuare cardurile de înțelepciune, ce mesaj vor să vă adreseze, ce mesaj vă pune pe gânduri. Poate veți rezona, dragii mei. Puteți repeta după mine semnificațiile acestor cărți. Este doar un gând, iar gândul poate fi schimbat. Vă macină ceva care nu vă dă pace, care nu vă lasă să vă liniștiți. Ce spune acest mesaj? Nu sunt limitată de vechi raționamente. Îmi aleg gândurile cu grijă, am mereu percepții și perspective noi de a vedea lumea. Sunt pregătită să mă schimb și să evoluez. Da, este ceva care pe voi vă preocupă și va conta foarte mult să aduceți la lumină, să nu ignorați acest gând, să nu ajungă refulat în inconștient. Pur și simplu să vă gândiți, să disecați, să îi dați atenție înainte de a-l integra. Hai să vedem cele trei mesaje de la zodii. În primul rând este cineva din Vărsător care vă spune să fiți deschiși la o schimbare. Dragii mei, fie că acest Vărsător vine spre voi să schimbați ceva, fie vă atenționează, da, să fiți atenți și deschiși spre modificările care vor apărea în viața dumneavoastră. Nu știu dacă sunt două cărți aici, cred că mi s-a părut, da? Următoarea carte pentru berbeci, ia să văd, și aceasta este una, da, sunt mai groase, este mesajul din partea unui taur, spune că voi contați,
voi contați, voi sunteți importanți în viața lor. Persoana aceasta vă încurajează să fiți mai conștienți de puterea voastră, de faptul că meritați tot ce-i mai bun, iubirea necondiționată. Foarte frumoasă este această carte, da? Iar al treilea mesaj vine din partea unei persoane din Zodia Fecioară și spune aceasta să aveți mai mare încredere că totul va fi bine. Poate fi un colaborator, un prieten, membru de familie sau chiar partener, parteneră. Nu are rost să vă faceți griji, veți ajunge acolo unde vă doriți dumneavoastră, cel puțin în relația, în colaborarea cu această fecioară. Frumos, dragii mei, sper că aceste mesaje v-au adus un gând bun și din partea mea și vă doresc toate cele bune să petreceți în continuare da, Paștele și în această a doua zi. Vă îmbrățișez cu mare drag. Am ajuns la Zodia Taur, să vedem pentru dragii mei Tauri, iată, am să extrag așa mesajul, nu știu dacă sunteți de acord cu ceea ce propun. Acesta este mesajul vostru. Iată ce spune, spune să vă abandonați Universului. Este un ajutor care nu se vede, este un suport, este o comunitate care vă susține. Deci să fiți mai, poate să fie un grup de prieteni, poate să fie un grup de colaboratori, familia voastră care vă susține. Deci zici așa, rezistă și fii pe poziții, pentru că e important să te abandonezi cursului evenimentelor. Ceva care nu se vede încă vine în ajutorul tău. Să ai mai mare încredere, dragă persoană din Zodia Taur. Vei primi un suport din partea unei comunități, a unui grup. Păi mergem în continuare să vedem și cardul de înțelepciune ce părere are. Este un citat motivațional și vă propun și dumneavoastră să, iată, am extras două, să repetați dacă vreți după mine. Primul spune că sunt gata să mă eliberez de nevoia de a avea o anumită stare. De ce stare, la ce stare se referă? Respir conștient și profund și mă eliberez de orice împotrivire de a mă vindeca. Împotrivirea de a ne vindeca ține de o voluptate a tristeții, o voluptate a victimei. În momentul în care noi refuzăm să mai fim victime, nu mai există nici agresori, așa se spune, sau trecem în poziția salvatorului. Hai să vedem, dragii mei, al doilea card are următoarea afirmație și vă invit să o citiți, să o repetați după mine. Sunt frumoasă, frumos și toată lumea mă iubește. Deci e vorba de creșterea autostimei dumneavoastră, dragii mei. Mesajul de pe verso spune în felul următor: radiez acceptare și sunt profund iubit, iubită de ceilalți. Dragostea mă înconjoară și mă protejează. Dacă ați avut o oarecare însingurare, dacă ați avut o oarecare tristețe, să știți, dragii mei, că e important felul în care ne percepem noi acest univers în care trăim. Hai să vedem cele trei mesaje de la Zodii. Văd aici că cineva din Zodia Pești vă invită să iertați. Fie să iertați această persoană, fie o anumită situație sau pe voi înșivă. În momentul în care aveți această deschidere de a ierta, normal veți face loc unor noi experiențe. Da? Să vedem mai departe cel de-al doilea mesaj. Vine din partea Zodiei, săgetător, să practicați recunoștința, să fiți recunoscători pentru binecuvântările din viața voastră, în așa fel încât și Universul să știe că poate veni și cu astfel de alte binecuvântări înspre voi. Iar cea de-a treia carte
Iată, este tot din Zodia Pești. Voi ați avut și prima carte din Zodia Pești. Spune să vorbiți mai puțin și să simțiți mai mult. Fie să ascultați activ ceea ce au de spus celelalte persoane sau poate chiar persoana aceasta în Zodia Pești. Fie vorbim despre invitația la reflecție, să vă ascultați propriile gânduri, să simțiți propriile emoții, să nu fugiți, dar întotdeauna când ne distragem atenția, vorbind mai mult, nu avem timp pentru noi înșine. Poate să fie și o invitație să vă gândiți la ceea ce simțiți voi, la ce emoții vă animă și să le înțelegeți, să le acceptați, da? să nu le refulați, dragii mei. Foarte, foarte frumoasă este, da, această carte și iată, cel de-al treilea mesaj este al berbecului, să lucrați la emoțiile voastre. Da? Cineva din berbec dorește să lucrați la emoțiile pe care le aveți în relația cu această persoană, dragii mei din Taur. Să vă exprimați emoțiile, de ce nu? Hai să vedem, de fapt, da, aceasta este etalarea pentru voi. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag și vă doresc un Paște fericit în continuare în cea de-a doua zi de Paști. La minutul 11:36 începem pentru Zodia Gemeni următorul mesaj, da, din Tarotul Rozelor. Ia să vedem, dragii mei, ce spune acesta. Acesta este. Iată, este vorba despre un trandafir mistic, este vorba despre o taină pe care fie o aflați, fie o dezvăluiți cuiva. Spune că veți simți multă compasiune și devotament pentru cineva, veți fi foarte umani și veți simți multă grație, fie făcând o faptă bună, fie ascultând emoțiile altor persoane, fiind alături de ei, da, cu ascultare activă, veți fi precum acest trandafir mistic. Cred că veți ține niște secrete, veți avea, dragii mei gemeni, o atitudine foarte mistică în general, plină de mister. Să vedem puterea aceasta a gândului, să vedem cardul de înțelepciune care să vă ajute. Dacă vreți, puteți repeta după mine afirmațiile. Merit tot ce este mai bun și accept tot ce este mai bun acum. E vorba de faptul de a ști că meritați și de asemenea de a accepta ceea ce vine spre voi, dragii mei gemeni. Mesajul pe care vă invit să-l repetați după mine spune așa, că sunt înzestrată mental și emoțional să mă bucur de o viață prosperă și plină de iubire. A merita tot binele este un drept din naștere și îmi revendic acest drept. Iubirea necondiționată, dragii mei gemeni, într-adevăr este cea care, să știți că este cea pe care o meritați. Da. Și să vedem pentru Zodia Gemeni care sunt cele trei mesaje, da, de la diferite zodii. Primul dintre mesaje vine de la o fecioară. Spune să faci niște acțiuni inspirate. Așadar, ieșiți dintr-o stare de așteptare, dintr-o stare de confort, o zonă de confort și treceți la acțiune, dar să acțiunile voastre să fie inspirate. Este o invitație, da, să vă gândiți ce e important pentru voi și această persoană din fecioară, fie că este partener-parteneră sau prieten foarte bun, colaborator, membru de familie. Hai să vedem și cartea numărul 2. Iată, cineva din balanță vă transmite că știți că sunteți iubiți, dragii mei gemeni. Cineva din balanță vă iubește foarte mult și vă încurajează, da, să fiți conștienți că meritați această dragoste care vine spre voi. Foarte frumoasă, foarte frumos mesaj și încă o carte. Cineva din Zodia Rac te îndeamnă să te calmezi, să te
inspiri, să te oxigenezi. Fie că mergeți afară în aer curat, fie că deschideți larg fereastra, sunteți invitați cu brațele în lateral să inspirați aer curat și să expirați grijile și supărările, să aveți o astfel de atitudine curativă. Da, și această persoană în zodia RAC este foarte apropiată de voi. Vă îmbrățișez, dragii mei, să vă bucurați și de această a doua zi de Paști cu bine. Și am ajuns la zodia RAC. Să vedem din tarotul rozelor care este mesajul pentru voi, dragii mei. O să încerc să iau această carte. Spune așa, este o uniune sacră între voi și o altă persoană, fie o uniune sufletească, fie o uniune fizică, dar aici spune că voi sunteți foarte, foarte iubiți și există o reciprocitate în iubirea voastră. Este o relație atât în interior sufletească, cât și în exterior, una fizică. Dar voi vă veți bucura de dragoste, de îmbrățișări, de prietenii deosebite, colaborări. Hai să vedem pentru zodia RAC ce părere au cărțile acestea, cardurile de înțelepciune. Care dintre carduri dorește să se evidențieze? Păi am să vă citesc, da? Și vă invit și pe voi să repetați după mine. Îmi mențin în echilibru partea masculină cu cea feminină. E adevărat, dragii mei raci, că în general vorbim despre partea de acțiune, control masculină, partea de expresivitate și senzualitate și tot așa creativitate, dacă e partea feminină. Ce mesaj mai aveți pe verso? Partea mea masculină și cea feminină sunt în deplină armonie și echilibru, sunt împăcat, împăcată și totul este bine. Se pare că această mantră vine cu o liniștire că ceea ce simțiți voi este benefic, da? Și că vă este în drumul vostru. Hai să vedem mesaje din partea unor zodii. În primul și în primul rând avem pe cineva din zodia Berbec. Spune să vă răcoriți emoțiile, dragii mei raci. Să exprimați emoțiile de dragoste, emoțiile de nemulțumire, să, într-un mod asertiv, să cereți ceea ce doriți, să punctați, să nu țineți emoțiile doar în voi înșivă, pentru că pot crea conflicte interioare, așadar să fiți deschiși în această exprimare a emoțiilor. Hai să vedem al doilea mesaj. Vine din partea unei balanțe care spune să găsiți un echilibru. Dragi raci, echilibru între viața de familie și viața personală, atât în relația cu persoanele dragi, soț-soție, cât și cu copiii, de asemenea o corelație, un echilibru între profesie și bani, dar sunteți invitați de către balanțe să aveți această verificare dacă totul este în regulă. Și iată, un vărsător vă spune să fiți autentici în tot ceea ce vă exprimați, să nu aveți nici cea mai mică reținere în a vă prezenta exact așa cum simțiți voi, să fiți reali, să fiți autentici, să simțiți, să aveți simțul realității, dragii mei, în cea mai bună formă a sa. Eu vă îmbrățișez cu mare drag și vă invit și la alte etalări să aveți un Paște fericit în continuare în această a doua zi de Paște. Și iată cum am ajuns la zodia Leu, extrăgând pentru dragii mei lei o carte, da, va fi această carte, eu nu știu încă mesajul, din tarotul rozelor, iată, să priviți un răsărit. Spune că veți avea o claritate și un nou start, un start proaspăt și o viziune mult mai pozitivă. Din câte înțeleg, sunteți invitați să vedeți răsăritul, să vă treziți cu puțin timp înainte de... Da, puteți afla pe Google și dacă sunteți, da, poate veți sta la taclale, la vorbă cu membrii de familie și vă va prinde dimineața. Văd în orice caz un nou start, voi vă dați o șansă, o resetare,
Da, dragii mei, lei, aveți această dorință de a începe. Poate voi răsăriți, răsare speranța în voi. Poate nu e vorba despre răsăritul soarelui, ci al energiei voastre creatoare. Iar cartea din cardul de înțelepciune, iată, spune în felul următor, puteți să repetați și după mine. Sunt dispus, dispusă să iert. Se pare că veți lăsa în urmă niște neplăceri, peste care veți trece cu vederea, veți ierta pe cineva și în primul rând pe voi înșivă, amintindu-vă că voi întotdeauna faceți tot ce puteți. Și normal că după aceea ne-am putea gândi, măi, dar puteam să fac și în felul ăsta și în felul celălalt. Dar ce e important, da, puteți repeta după mine mesajul motivațional, mă eliberez de trecut iertându-mă pe mine și iertându-i pe ceilalți. Iertarea este răspunsul la aproape toate problemele. Iertarea este un dar pentru mine, iert și mă eliberez. E vorba despre o eliberare sufletească, dragii mei, dintr-o dezamăgire pe care voi ați primit-o, ați simțit-o într-un fel sau altul. Hai să vedem părerile cărților, ce anume spun ele. Dacă ar fi să ne referim la mesajele din partea zodiilor. Iată ce vă spune berbecul, să vă răcoriți emoțiile, să vă înțelegeți aceste emoții, să vi le exprimați, fie că sunt plăcute, fie că sunt mai puțin plăcute, într-un mod asertiv să le eliberați, să nu existe conflicte interioare, ci tocmai acceptarea și integrarea acestor emoții. Cea de-a doua carte pentru dragii mei lei, pentru acest 18 aprilie, vine cu un mesaj de la o balanță care spune să vă faceți timp pentru iubirea de sine, să vă creșteți autostima, dragii mei lei, să aveți timp să vă încurajați, să vă recompensați pentru succesele dumneavoastră. Foarte frumos mesaj, poate fi un membru de familie, un partener, parteneră sau prieten foarte bun, colaborator. Iată ce frumos, vedem aici vărsătorul care vă spune să reflectați asupra priorităților pe care le aveți, dragii mei lei. Voi aveți, aveți mai multe de făcut și parcă v-ați pus pe o listă ordinea care contează pentru voi sau în ce etape sunt și cum, indiferent de cum au fost puse, să reflectați asupra acestor priorități, da? Și să acordați atenție acelor domenii, aspecte care contează cel mai mult pentru voi. Este un mesaj de mare încurajare, iar cel de-al treilea mesaj, nu știu dacă am scos mai multe, iertați-mă, Scorpionul eliberează niște blocaje. Voi veți reuși în această zi să vă dați seama ce anume vă blochează, care sunt gândurile, fie că sunt convingeri limitative sau chiar sunt gânduri prea optimiste. Important este să vedeți ce anume vă blochează și ce nu vă lasă să dați curs tuturor dorințelor pe care le aveți. Da, vă eliberați de niște blocaje, cu siguranță. Eu chiar vă doresc o zi minunată în această a doua zi de Paști. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag și iată cum am ajuns la Zodia Fecioară. Să vedem pentru dragile noastre fecioare care sunt mesajele. În primul rând, din partea tarotului rozelor, voi extrage acest prim card. Mă iertați că a durat mai mult. Spune așa că voi aveți trandafirul lui Venus, văd multă feminitate, senzualitate pentru doamnele din Fecioară. Totodată domnii din Fecioară pot fi vrăjiți, da, de senzualitatea unei doamne, unei partenere. O aliniere, o curgere, este o relație foarte potrivită și o armonie. Poate să intervină o anumită împăcare la care voi vă așteptați sau să fiți împreună cu o persoană pe care voi o iubiți foarte mult. Dragi fecioare, excelentă carte! Să vedem cardul de înțelepciune, cu ce mesaj vine pentru voi.
pot citi acest mesaj și voi puteți să repetați după mine, da, în timp ce îl spun, sau să-l rostiți în gândul vostru. Sunt deschis, deschisă și receptiv, receptivă la noi surse de venit. Se pare, dragi fecioare, că vor veni spre voi niște bani, veți găsi niște căi prin care să câștigați anumite beneficii materiale. Puteți repeta după mine mesajul cărții: primesc acum binele meu din surse știute și neștiute, sunt o ființă nelimitată care acceptă de la o sursă nelimitată, într-un mod nelimitat, sunt binecuvântat, binecuvântată peste așteptările mele. Se pare că, într-adevăr, acest gând optimist poate să deschidă niște căi sigure și bune, suplimentare, de venituri. Să vedem mesajul din partea zodiilor. În primul rând, cineva din zodia fecioară, dragii mei, spune să aveți încredere că totul va fi bine. Poate chiar este un mesaj de la voi înșivă, de la sinele vostru autentic, da? Care vă bucură, vă asigură că totul va fi bine, da? Și să aveți mai multă încredere în voi. Hai să vedem cel de-al doilea mesaj. A doua zodie este, iată, vărsătorul și mesajul spune să fiți autentici, dragii mei, să fiți cât mai autentici, să vă bucurați de realitate, să o vedeți așa cum este ea, să petreceți poate timp în natură, să fiți autentici în ceea ce faceți, în ceea ce spuneți, da, în modul în care acționați. Iar cel de-al treilea mesaj de la o balanță spune să găsiți un echilibru între viața personală și cea relațională, între viața profesională și cea financiară și, nu în ultimul rând, între planul sufletesc și al sănătății, da, sunt interconectate în general aceste planuri. Găsind acest echilibru, vă va merge foarte bine, da? Eu sper, dragi fecioare, așa să fie, vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc să petreceți în continuare frumos de Paște în cea de-a doua zi, trecând la zodia Balanță. Să vedem, dragi balanțe, iată, voi începe cu acest card, da, din tarotul rozelor. Să vedem ce mesaj vă oferă. Spune să vă gândiți la un potențial pe care îl aveți, la o promisiune pe care ați făcut-o. Este foarte apropiată să se întâmple. Deci, mergeți în continuare în ceea ce vreți voi să faceți. Se pare că ați promis ceva și sunteți foarte aproape de definitivarea acestei promisiuni. Dar este un potențial pe care îl manifestați și pe care poate nu știați că îl aveți în această formă. Foarte frumos! Vă încurajează să mergeți mai departe în demersurile dumneavoastră. Hai să vedem, dragii mei, din zodia Balanță, care este cardul de înțelepciune. Cu ce informații vine oracolul? Puteți să repetați după mine. Puterea se află în momentul prezent. Da, puterea este la voi aici și acum. E foarte frumos și important să știți acest lucru. Am să vă și citesc mesajul de pe verso, da, acesta. Spune așa: trecutul s-a dus și nu are nicio putere asupra mea. Pot începe să fiu liber, liberă în acest moment. Gândurile de azi îmi creează viitorul. Sunt la conducere, îmi recapăt acum puterea și sunt în siguranță și sunt liber, liberă. Foarte interesant, dar voi, într-adevăr, aveți nevoie de putere pentru a depăși anumite dificultăți și, într-adevăr, această putere este alături de voi, vă ajută și gândurile voastre se schimbă și sunt foarte importante. Hai să vedem, dragi balanțe, care este mesajul pentru voi de la trei zodii, da? Vor fi trei zodii diferite. Hai să vedem. Văd că cineva din zodia fecioară vă încurajează să aveți încredere că totul va fi bine. Așadar, să nu vă mai îngrijorați prea mult. Se va găsi o cale, poate vă ajută, vă susține această persoană din zodia fecioară.
Cel de-al doilea card vine din partea unei persoane în zodia Pești, care spune să vorbiți mai puțin și să simțiți mai mult. Acest îndemn vine să vă atenționeze că puteți afla un secret, că este important să ascultați activ o anumită persoană pentru ca aceasta să se simtă mult mai bine. Cineva din zodia Pești poate că ar vrea să vă spună ceva, ori vă invită să vă ascultați propriile gânduri, propriile emoții și să le acceptați așa cum sunt, să le integrați, da, să vă meargă bine. Va fi important să fiți mai dornici să ascultați punctele de vedere ale celorlalți. Și iată, cea de-a treia carte reprezintă săgetătorul. Să credeți în norocul vostru, dragi balanțe. Veți avea noroc în următoarea perioadă și această persoană, da, din săgetător vă și spune să credeți, să aveți încredere în propriul noroc. Eu vă doresc toate cele bune, dragii mei, să aveți în continuare o zi a doua de Paște minunată. Vă îmbrățișez cu drag și iată cum am ajuns la zodia Scorpion. Să vedem pentru dragii mei scorpioni care sunt mesajele. Acest oracol al rozelor, iată, vorbește despre mama trandafir. Fie voi sunteți deja mame, dragi scorpion, fie că vorbim despre faptul că sunteți copilul cuiva. Da, aici este o legătură foarte frumoasă cu mama. Și spune că vă întoarceți voi către mama voastră sau copiii voștri către voi, da, vă întoarceți voi către copii cu multă compasiune și cu multă umanitate pentru a înțelege și punctul de vedere al celorlalte persoane în comparație cu ceea ce credeți voi. Foarte frumos mesaj și hai să vedem cardurile de înțelepciune ce vă transmit, dragii mei, din zodia Scorpion. Păi avem așa, în primul rând, văd aici și puteți, da, să spuneți după mine, am încredere în înțelepciunea mea interioară. Se pare, da, că vă ajută foarte mult experiența de viață, înțelepciunea dobândită. Ce puteți să mai spuneți la fel? Puteți repeta ce am să citesc. Pe măsură ce îmi desfășor activitățile, îmi ascult căldura interioară, intuiția mea este întotdeauna de partea mea și am încredere că ea este cu mine mereu. Sunt în siguranță. Exact, aveți un sentiment de siguranță, dragi scorpioni, și lucrurile acestea vin și din crederea în dumneavoastră înșivă. Să vedem acum cele trei zodii și mesajele lor pentru scorpioni. Este cineva din scorpion, din nou, să fii mai profund, să vezi lucrurile în profunzimea lor și cu mai puțină superficialitate. Foarte interesant, da? Poate voi înșivă doriți să fiți mai atenți la ce se întâmplă, să înțelegeți absolut totul, să vă explicați, da, ceea ce vine spre voi. Cea de-a doua carte, iată, este de la un taur și vine cu îndemnul să știți că meritați, da? Încercam să văd dacă sunt două carduri, dar e unul singur. Deci voi meritați, dragi tauri, cu siguranță o dragoste necondiționată. Nu trebuie să vă fie condiționată această dragoste, da? Hai să vedem următoarea carte. Vine din partea unei balanțe să găsiți un echilibru, dragii mei, între personal, profesional, între planul iubirii și planul pentru voi înșivă, între profesie și finanțe, da? Între sănătate și emoțiile pe care le aveți. Veți găsi un echilibru, este o urare și totodată un frumos echilibru. Și iată ce vă spune vărsătorul, să fiți cât puteți voi de autentici, să fiți cât mai ancorați în realitate și probabil că veți vedea, cum să spun, cât de clar se vor rezolva toate lucrurile. Eu sper să primiți niște încurajări foarte bune.
Vă mulțumesc tare mult pentru atenție, vă îmbrățișez și iată cum am ajuns la zodia săgetător. Să vedem pentru dragii mei săgetători care este cardul din tarotul rozelor. Iată, după ploaie, poate a fost o furtună, poate a fost o ploaie, a fost o perioadă un pic mai neplăcută, în care da, ați fi vrut să iasă soarele, să vină bucuria în sufletul vostru. Spune așa, spune că tu ai o linie de argint, tu ai multă speranță, tu ai o grație, o milă și că, slavă Domnului, acceptând că o situație neplăcută s-a încheiat, vine spre voi din nou împăcarea, vin din nou lucruri foarte bune spre voi, da? Vă aflați după furtună și aici văd chiar un, da, este un curcubeu, dragii mei. Deci niște lucruri se reușesc să se rezolve într-un fel pentru dumneavoastră. Să vedem pentru săgetătorii mei, dragi doamne și domni, care este cardul de înțelepciune. În primul și în primul rând, aș vrea să citesc cu voce tare, spune această carte că aveți încredere în procesul vieții. Da. Veți ști că viața vă duce exact acolo unde trebuie. Vă rog să repetați după mine și mesajul de pe verso. Există un ritm și o curgere a vieții, iar eu sunt parte din ea. Viața mă sprijină și mi-aduce tot ce e mai bine și experiențe pozitive. Am încredere că viața mi-aduce ceea ce e bine pentru mine la cel mai înalt nivel. E foarte importantă această credință, să fiți în ritm cu ceea ce se întâmplă, să nu rămâneți în urmă, să nu încercați să săriți niște etape. Deci sunteți într-un flux și în înțelegerea situației. Iată, pentru dragii mei săgetători, am două cărți. Primul îndemn, mesaj, vine de la un rac și spune să respirați profund și să respirați aer curat, fie că mergeți afară, fie că deschideți larg fereastra și cu brațele lateral, da, întinse, să inspirați pe nas, să expirați pe gură, să faceți această oxigenare și curățare până la urmă energetică. Acesta este sfatul racului. Apoi mai am o persoană din balanță care spune să vă faceți timp pentru iubirea de sine. Va fi importantă autostima voastră, dragii mei, și într-adevăr, da, balanța aceasta spune că dragostea de sine este foarte importantă. Deci să nu uitați, dragii mei. Hai să vedem al doilea mesaj. Al doilea mesaj vine de la un rac și spune să lași fricile să se dizolve, să dispară, pentru că nu ai un motiv, adică grijile pe care tu ți le faci nu coincid cu motivul, da, pentru care tu te temi. Și cel mai bine ar fi să dai curs unui calm, da, să eliberezi acele frici înfruntându-le, gândindu-te, măi, dar ce aș putea să fac tocmai ca să scap de aceste temeri? Și prin acest exercițiu ai foarte multe șanse. Iar a treia carte vine de la o fecioară. Pentru voi, dragii mei, săgetători, să luați acțiuni inspirate, să faceți ceea ce considerați că este de cuviință. Da, persoana aceasta din fecioară este foarte atentă la tot ce aveți voi de făcut, la toate mișcările. Dragii mei, vă doresc o a doua zi de Paște minunată, vă îmbrățișez cu mare drag și vă aștept și la alte videoclipuri. Iată cum am ajuns la zodia Capricorn și să vedem, dragii mei Capricorn, ce părere au cărțile din tarotul rozelor. Păi văd aici un copil interior. Văd sufletul vostru temător și indecis, da? Și spune așa, este un sentiment de interior, un sentiment de mamă, de inocență, de blândețe și de tandrețe.
Ce frumos! Fie față de voi înșivă, fie față de persoanele voastre dragi, copilul acesta interior este hrănit, este recompensat și iubit. Poate că vă vindecați unul pe celălalt dacă sunteți într-o relație. Veți fi copii interiori unul pentru celălalt și vă veți îmbrățișa durerile, vă veți topi și integra toate sentimentele contradictorii. Foarte frumos! Hai să vedem pentru Capricorn care sunt cele trei mesaje de la Zodii. În primul rând, văd pe cineva din balanță care spune să găsiți un echilibru între viața personală și cea relațională, între viața profesională și planul financiar. Da, va fi foarte important să găsiți mereu acest echilibru. Să vedem pentru această zi de 18 aprilie, avem un mesaj din partea Zodiei Pești, să iertați, fie pe ei, fie pe voi înșivă, fie o altă persoană, pentru că această iertare vă poate aduce binecuvântări divine. Și iată și cartea cu numărul, iată, foarte important, că tot aceeași carte a fost. Deci voi vă, trebuie să vă echilibrați două planuri, nu numai unul. Da, poate să fie și cel personal, relațional și cel profesional, financiar, da, sau pur și simplu este o chestiune de suflet. Hai să mai extrag totuși o carte, să fie diferită. Iată, să vă dedicați divinului. Cineva din Zodia Pești vă spune să aveți încredere în Dumnezeu și în general în divinitate, în îngeri, în sfinți, da, în Maica Domnului, pentru că da, cineva din Pești pare foarte credincios, credincioasă și parcă vă ajută și pe voi. Hai să mai vedem, da, să mai vedem o carte. Iată, cartea de la o fecioară spune să faceți niște alegeri inspirate. Păi, va fi foarte important, da, să nu optați pentru căi mai puțin corecte, dar să luați o acțiune inspirată ieșind dintr-o anumită vestimentație, dintr-un anumit mod de lucru. Dragii mei, vă doresc toate cele bune, să vă bucurați de o a doua zi de Paști frumoasă și eu am ajuns la Zodia Vărsător. Să vedem, dragii mei, din Zodia Vărsător, dragi doamne și domni, iată cartea dumneavoastră, care spune că voi sunteți pe un sol fertil. Voi vă puneți niște gânduri, dragi vărsători, doamne și domni, niște gânduri foarte bune care vor da rod. Și spune că este o iarnă interioară, o odihnă, o răbdare, dar este această potență și mai este și un limbaj un limbaj de păstrare, de menținere a unui secret. Deci voi simțiți că ieșiți dintr-o iarnă interioară, prin odihnă, prin răbdare, da, și veți da în extrema cealaltă, veți da în putere, dragii mei vărsători. Veți fi împuterniciți, cum se spune. Hai să vedem cardurile de înțelepciune care doresc să se evidențieze. Eu oricum extrag propriul, da, card și vi-l citesc și vă propun și vouă, da, să-l citiți, dragii mei. Totul este bine în lumea mea. Să spuneți acest lucru, că totul este bine în lumea dumneavoastră. De asemenea, vă invit să urmați, da, să vorbiți despre, nu să vorbiți, să rostiți, da, dacă vreți, această mantră. Totul lucrează pentru binele meu cel mai înalt. Din această situație va veni numai binele. Sunt în siguranță. Se pare că acest sentiment de siguranță vă este oferit de o anumită situație și totul normal că arată bine. Să vedem mesajele, dragi vărsători, pentru dumneavoastră din partea mai multor zodii. Păi avem în primul rând aici, iată, de la un capricorn
să lăsați trecutul în urmă, pentru că nu mai poate fi schimbat, să încercați să găsiți în prezent și să sperați într-un viitor care să vină cât mai prospere și mai bune pentru voi. Dar poate lăsați împreună cu un capricorn niște neplăceri și mergeți și vă vedeți în continuare de viață. Hai să vedem al doilea card, ce spune un berbec. Spune să lucrezi cu emoțiile tale și sentimentele, să te gândești la ceea ce simți, să înțelegi, să te bucuri, da? E foarte frumoasă de asemenea și cartea aceasta. Și hai să vedem cartea a treia. Vorbește despre un săgetător și despre focusarea voastră pe pozitiv. Să aveți încredere că lucrurile se vor rezolva, că vor găsi ceea ce trebuie, da? Dumneavoastră și, bineînțeles, cei dragi. Eu vă îmbrățișez, da, și vă mulțumesc pentru că ați audiat. Sper că ați găsit mesaje importante. Să aveți a doua zi de Paști fericită și cu toate cele bune. Și iată cum am ajuns la Zodia Pești. Dragi doamne și domn din Zodia Pești, haideți să luăm prima dată un mesaj din tarotul rozelor. Păi iată ce avem. Avem un trandafir fără coroane. Zice că tu ai dreptul la bucurie, tu ai dreptul la pace și la dulceața vieții. Foarte interesant, da? Fără spini, iartă-mă, deci engleza mea. Este trandafirul fără spini, nu fără petale sau coroană. Deci aveți dreptul la bucurie, la pace și la dulceața vieții. Este o invitație pentru dragii mei din Zodia Pești de a se deschide către bucuria vieții, să vă bucurați de ceea ce vine spre voi, să petreceți împreună cu cei dragi și această a doua zi de Paști. Ce e important, poate să repetați după mine, este o afirmație motivațională. Sunt de toate pentru toți, inclusiv pentru mine. Iată, cred că vine abundența spre voi. Ce mai spune mesajul? Oceanul vieții este darnic cu abundența, este darnic cu abundența lui. Toate nevoile și dorințele dumneavoastră sunt împlinite înainte ca dumneavoastră măcar să cereți. De aceea binele dumneavoastră vine de pretutindeni, de la toți și din toate. Foarte frumos, foarte frumos mesaj. Cred că ați rezonat sau sper ca să fi rezonat un număr cât mai mare. Să vedem pachetul acesta, da, cu ce mesaje de la Zodii vine. În primul rând, văd pe cineva din Zodia Pești să vă onorați sentimentele, să vă gândiți la ceea ce simțiți, să vă exprimați aceste sentimente. În cazul în care vedeți că nu puteți, da, să faceți acest lucru, găsiți o soluție intermediară. Hai să vedem în continuare. Cea de-a doua persoană este din Leu și spune să fii modest, să fii integrat, să conții ceea ce se întâmplă, da? Să fii cât mai umil legat de binecuvântările care se îndreaptă spre tine. Ia să vedem și cel de-al treilea mesaj, da? Cel de-al treilea mesaj vine de la un vărsător să reflectezi asupra posibilităților pe care tu le ai și care se deschid pentru tine. Dar această reflectare către posibilități vă oferă ocazia să oferiți, da, să oferiți, să primiți foarte, foarte frumos. Deci, relații interesante cu persoanele din vărsător pot fi colegi de muncă sau iubiți, parteneri sau, de ce nu, pur și simplu energia unor persoane noi pe care urmează să le cunoașteți în următoarea perioadă. Eu vă îmbrățișez cu mare drag, sper că v-a plăcut, că ați rezonat. M-aș bucura să vă abonați dacă ați făcut-o deja și vă îmbrățișez să vă meargă bine, dragii mei. Să vă bucurați de această a doua zi de Paști. La revedere!